binecuvântat Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Din 1995, Ziua Eroilor este sărbătorită în Ziua Înălțării Domnului. La Brăila, ceremoniile au început de la ora 17, cu întâlnirea oficialităților civile și militare în fața Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena, de unde s-a plecat în coloană oficială spre Cimitirul Eroilor. Acolo a avut loc ceremonialul militar și religios, cu depunere de coroane de flori, salve de foc în memoria eroilor și defilarea gărzii de onoare. La ceremonie au participat cadre militare în activitate, în rezervă și în retragere, veteranii de război, oficialități publice locale și gălățeni care au vrut să își exprime respectul și recunoștința față de eroii neamului. Astăzi, de înălțarea Domnului, sărbătorim Ziua Eroilor. Eroii care au înălțat demnitatea românească înaintea lui Dumnezeu, eroi care ne-au ajutat să înțelegem că neperitoare sunt credința puternică în Tatăl Ceresc și iubirea pentru țară și neam. De aceea, suntem chemați să ținem mereu aprinsă în sufletele noastre candela recunoștinței pentru eroii neamului. Înălțarea Domnului este sărbătorită în joia săptămânii a șasea după Sfintele Paști, la 40 de zile după Înviere. Este una dintre cele mai vechi sărbători creștine. În Biserica Ortodoxă Română, sărbătoarea Înălțării Domnului este și ziua pomenirii eroii neamului. În toate bisericile, mănăstirile și catedralele ortodoxe din țară și din străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.